Salutare, fraților! Gabi aici. Gata să încep nou sezon. Și m-am gândit să fac un videoclip pentru ăștia începători sau pentru cei care încă nu au început sezonul încă. Cum să vă verificați și ce să verificați la motocicletă atunci când o stat foarte mult sau înainte de a începe sezonul, siguranță. Cel puțin pentru primele drumuri. Haide! În primul și în primul rând ar trebui o inspecție vizuală, indiferent că ați lăsat-o pe stradă, cu husă, fără husă sau în garaj. Vă uitați în jurul ei să vedeți că toate elementele sunt la loc, semnalizări, oglinzi. Pentru că am eu stat în garaj asta, mi-a rupt o care va. Nu contează. Vă uitați să nu vă lipsească nimic, să nu fie zgâriate. În al doilea rând, să nu aveți pete sub ea. Mai ales dacă e naked, o să le vedeți imediat. La carnate se pot ascunde după astea. Dar dacă aveți pete fix unde a stat motocicleta, ceva nu e ok. Tu trebuie să verificați. După aia, dacă motocicleta a stat în frig cu bateria pe ea sau bateria a stat în frig, s-ar putea să fie descărcată și sfatul meu, dacă vreți să prelungiți durata de viață a bateriei, să o puneți pe redresor. Eu am o mufă de aia rapidă, le-am conectat redresorul, la mine nu-i cazul că am mai încărcat-o o dată pe lună toată iarna și cam încărcată. Dar dacă o stat în frig, cam neapărat să o puneți pe redresor. Altfel o omorâți. Cel mai important lucru înainte de a-l porni, bineînțeles, uleiul. Dacă de obicei nu-l verificați, măcar la început de sezon, că la final îți convins că nu l-a verificat nimeni. Stați un pic că nu se vede. Aici dacă e mai greu, luați un telefon sau încă un prieten. La mine numai cu bițul. În momentul ăsta o țin dreaptă și pun la maxim. Deci e bun. Niciodată nu știu dacă ceva șoarec o veni și ți-o mânca cablurile sau furtunurile sau dacă pur și simplu de la bătrânețe o crăpat. Așa că trebuie să inspectăm tot furtunul de frână, dacă avem scurgeri și cel mai important merem și apăsăm tare pe frână cu încredere că mai bine o rupeam sau să pățească ceva mu decât în mers. La fel și pe față mere, eu o spățit de azi mere și trage stare de maneta asta, vedeți dacă mare presiune și dacă dă semne să se rupă. La fel la ambele triere, dacă aveți, vă uitați să nu aveți scurgeri sau pierderi. Și până sus. Cablul de la ambreiaj să meargă. Și vă uitați și aici jos. Mie nu mi se vede, dar să nu fie mâncat sau ros. Și la fel, cel de accelerație. Accelerația să meargă, să revină ușor, să nu fie blocată. Cât puteți și cât vă permite, vă mai uitați și la radiator, la furtune. Aici totul acoperit, nu se vede nimic, dar încercați să vă uitați. Ar fi bine ca măcar la început de sezon să vă uitați la condiția plăcuțelor de frână și a discului,
Dacă simțiți aici o buză mare, înseamnă că trebuie schimbat discul. Dacă vă uitați la plăcuțe, scuzați lumina, și nu mai au carne, e momentul să le schimbați. La fel și pe față. La mine mai duc. La cauciucuri trebuie să verificați neapărat presiunea. Dacă nu e cea normală, trebuie să băgați aer în ele. În cazul meu, cauciucul are pană. Trebuie să-l umflu cu pompa și să mă duc la vulcanizare să-l fac. Și cam în ultimul rând ar fi jocul la lanț. Uitați la zura lanțului. Aici să nu miște. Să fie curat. Oricum la începutul sezonului trebuie curățat și uns. O să urmeze tutorial și despre aia. Și vă uitați la joc. Jocul de sus. Stați un pic. Jocul de jos până sus. Dar trebuie să depășească în funcție de motocicletă 3 cm, 4 cm, 5. Vă uitați în manual, dar nu ar trebui să, aici mai trebuie un pic strâns, cam mare. Cam pe ultimul loc ar fi dacă vă merge contactul, dacă se aude pompa de benzină și luminile. Mereți să vedeți toate becurile. A, și claxon. Semnalizări. Stați că mă încurc. Fer și pe spate luminile. Frâna. Și după toate astea, prima cheie. După ce ați pornit-o, verificați să nu aveți pierderi la antigel. Să nu fie spart radiatorul. Pornim de el. Și asigurați-vă că aveți încărcare. Cam asta e încărcarea perfectă. Da. Și la mașină și la motocicletă. Dacă aveți sub 14, e problemă. Sper că v-a plăcut tutorialul. Revin cu videoclipuri cât mai curând. Salut!